președinte, ați avut o scurtă discuție cu domnul președinte al Statelor Unite, Joe Biden. Ați reușit cumva să-i și reiterați invitația de a vizita România? Astăzi n-am discutat despre această invitație, dar am discutat, evident, foarte pe scurt, chestiunile pe care tocmai le-am enunțat, cum sprijinim noi Ucraina. Și într-una din discuții, că am avut două astfel de discuții, ne-am amintit împreună cum președintele Biden la momentul respectiv a sprijinit România pentru a intra în NATO.